Salut, Denis! Începem cu prima întrebare pe care și-o pune toți suporterii din Amovist. Care e pronunția corectă a numelui tău? Cu accentul pe O sau pe I? E politic sau politic? Pe O, aș zice eu, politic. Da, politic. Politic, bun. Da. Povestește-ne puțin despre tine în copilărie. Cum ai început fotbalul și ce te-a făcut să te apuci de fotbal? Primul rând, din pasiune. Eram nebunit după fotbal de când eram mic. Tatălui meu i-a plăcut foarte tare fotbalul și cred că așa mi-a intrat și mie plăcerea asta în sânge. Și jucam în cartier acolo la mine unde am crescut, jucam un tenis de picior cu niște băieți și a venit antrenorul echipei locale, la CSM Cotlea am început eu fotbalul. Cred că băieții respectiv jucau deja la CSM Cotlea și au spus antrenorului despre mine și a venit în cartier să vorbească cu tata ca să mă ia la echipă. Și am început, știu că nu era grupă de vârsta mea de 2000, jucam cu cei cu 2 ani mai mari de 98 și am jucat câteva luni la CSM Cotlea, după care m-a văzut antrenorul de la FC Brașov și m-am dus acolo câțiva ani. După ce ai trecut pe la toate grupele lor de copii, a urmat, cred că, punctul cel mai, poate, în care ți-ai dat seama că atunci o să faci fotbal toată viața ta, la 12 ani, când Manchester United te-a invitat 6 săptămâni la un trial, în urma care ai și rămas acolo în regat. A fost într-adevăr momentul când ți-ai dat seama că o să fii fotbalist profesionist? Da, atunci când am plecat cu ai mei la 12 ani în Anglia, atunci m-am gândit, ok, ăsta e drumul pe care o să merg și asta îmi doream să fac. La momentul respectiv eram foarte pasionat și am avut oportunitatea asta pe care mi-a oferit-o ai mei și le mulțumesc pentru asta. Și da, după ce am stat un an de zile la Manchester United, la academia lor, am mers la Bolton, la academie, și am crescut acolo. Acolo am și debutat la echipa mare după 7 ani de zile. După cum ai zis și tu, după United a urmat Bolton. Cât de mare a fost diferența acolo între Manchester United și România? Să știi că, na, după cum s-a așteptat toată lumea, la Manchester United erau condiții de top, dar și la Bolton chiar erau condiții de top. Aveau vreo 7-8 terenuri la academie, toate erau, zici că era masă de biliard, erau condiții foarte bune și da, pot să spun că am crescut foarte mult acolo. Ai făcut impresie bună la Bolton, în primul meci la care ai debutat ai fost integralist. Cum ai compara 90 de minute din meciul ăla, să zicem, cu primele minute în fotbalul din România? Da, uite, tu știi mai bine decât mine, eu nu mai mi-aduc aminte primul meu meci la Bolton, dar știu că am jucat, mi se pare, cu Coventry, da. Dacă nu mă înșel, am jucat și cred că am scos și un rezultat de egal atunci. A fost debutul meu, eram mai emoționat, eram mai tânăr, acum am prins un pic mai multă maturitate, mai mult autocontrol, dar da, nivelul mi se pare un nivel foarte bun și aici și acolo era Ligue 1 atunci, Liga 3-a, un nivel foarte bun în ambele ligi. După ce ai plecat la Port Vale și te-ai întors, s-a vorbit de un interes al lui Aston Villa și cred că și Wolves. A fost atunci adevăr? A existat? Au existat discuții cu echipele? Da, era chiar când jucam la Bolton. Chiar în primul sezon de debutasem atunci la Bolton. Atunci se vorbea de echipe ca Everton, ca Aston Villa, echipe de genul. Și știu că chiar a existat interes, dar am avut ghinion, să spun așa, că chiar atunci în martie a lovit COVID-ul și s-a întrerupt campionatul și nu s-a mai jucat până în a început campionatul următor, sezonul următor, și atunci mi-am rupt ligamentul încrucișat și am luat un an în pauză. Ce crezi că s-ar fi schimbat dacă nu venea COVID? Crezi că ai fi ajuns la Villa? Asta numai Dumnezeu știe. Nu am stat să dau prea mult curs gândurilor ăstora, pentru că nu m-ar fi ajutat cu absolut nimic, știi? Am încercat să trăiesc în prezent și să o iau de unde rămăsesem, să trec peste accidentare și să revin cât mai puternic. Ai menționat și tu de accidentare. În 2020 ai avut o accidentare serioasă și ai stat cam 323 de zile între ultimele meciuri oficiale. Cât de greu a fost procesul de recuperare? Și de atunci ai mai avut probleme sau? Nu, Doamne, mulțumesc Dumnezeu, de atunci chiar n-am mai avut nicio problemă. Genunchiul se simte ca și stângul, nu e nicio diferență. Și a fost destul de greu, pentru că este, cred că, cea mai grea accidentare pe care poți să o ai un fotbalist, să lipsești cel puțin 6 luni de zile.
Eu am ales să stau mai mult, așa mi-a sugerat și fizioterapeutul din Anglia, să stau mai mult de 6 luni de zile, pentru că este riscul mai mic de reaccidentare când revin. Și nu m-am grăbit, am făcut o reabilitare foarte bună și mă simt puternic. Crezi că acum ești într-o formă fizică mai bună decât erai atunci înainte de accidentare? Da, cred că sunt în primul rând mai matur, sunt mai puternic, pentru că, vă dați seama, până am început să alerg din nou pe teren, au fost câteva luni bune în sala de forță și am pus și masă musculară, am întărit fiecare ligament, fiecare tendon. Antonio Burdușan a avut chiar de curând o accidentare similară, ba chiar el a avut și o recidivă la menisc. El a revenit destul de repede pe gazon. Sfatul tău pentru el și pentru alți jucători implicați în astfel de accidentări ar fi să aștepte mai mult până să revină pe teren? Sau? Acum fiecare persoană este diferită. Pe mine așa m-au sfătuit fizioterapeutii de acolo, că să nu mă grăbesc, că e o accidentare de durată, trebuie să am răbdare și trebuie să îmi interes foarte bine mușchii picioarelor și mușchii din jurul genunchiului, pentru că asta va preveni să nu îmi reapară o accidentare. Ai fost plecat o vreme destul de lungă din țară. Cât timp ai fost acolo? Ai apucat să urmărești vreo echipă? Poate chiar pe FC Brașov? Îți dai seama că mai urmăream Liga 1, aveam canale românești, mai urmăream Liga 1, urmăream Premier League fiind acolo, am și fost la destul de multe meciuri. Da, am crescut de mic, mergeam la meciurile lui FC Brașov. După ce am plecat eu din țară, din câte mi-aduc aminte, FC Brașov a intrat în niște probleme și s-a desființat, din câte mi-aduc aminte, acum cred că și-au revenit. Codlea, Brașov, după aia Manchester United, Bolton, Port Vale, Salford City, Cremonese și acum Dinamo. Unde te-ai simțit cel mai bine până acum? M-am simțit destul de bine peste tot unde am fost. Sunt un băiat care se integrează destul de repede. Acum mă simt foarte bine la Dinamo. Pot să spun la Bolton m-am simțit cel mai bine. Am stat și cea mai lungă perioadă de timp, am stat 7 ani de zile, mi-am făcut și prieteni, am fost câțiva ani la rând cu aceiași colegi și am jucat și la Under 15, Under 16, Under 18 cu aceiași colegi. Deci acolo pot să spun că m-am simțit cel mai bine. Ești fotbalist profesionist și știu că poziția ta preferată e în bandă stângă. Dar dacă n-ai fi fost să fii fotbalist, ce meserie crezi că ai fi? Nici nu știu, nu m-am gândit. Pentru mine n-a existat niciodată planul B. A existat mereu fotbal și atât. Probabil tot ceva în domeniul sportului, nu știu, antrenor personal sau ceva de genul, că îmi place destul de mult sala și exercițiile fizice. Ai făcut concurență cu Amzăr și el a zis că dacă n-ar fi fost fotbalist, era personal trainer. Da, probabil și el e destul de mult pe partea asta, îi place sala. Cum ți-a părut atmosfera de la Dinamo până acum? Și nu mă refer doar la vestiar, dar și la oamenii din jurul clubului. Mi se pare o atmosferă foarte bine, foarte bună. Cum am spus, m-am integrat foarte bine și asta și datorită faptului că băieții m-au ajutat să mă integrez foarte bine. Sunt niște caractere foarte frumoase, un grup destul de unit, Mister m-a ajutat să mă integrez bine, fanii m-au primit foarte bine și atmosfera, mai ales după victoria aceasta, este una foarte bună și sperăm să continuăm așa și să oferim suporterilor fericire. Ai mai fost contactat de vreo echipă din România vara asta înainte să vii aici? Mai fost câteva interese din partea unor cluburi, chiar înainte să semnesc pentru Dinamo, dar am decizia mea a fost îndreptată spre Dinamo, deoarece este un club extraordinar. Ai făcut alegerea corectă. Și eu cred. Dacă ai putea să dai timp înapoi, ai schimbat ceva atunci la 12 ani, ai plecat la trial la United sau ți-ai continuat? Da, tot aș pleca. Nu îmi place de obicei să trăiesc cu regrete și nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi rămas aici și nu vreau să o gândesc în felul ăsta. Tot aș fi plecat și n-aș schimba nimic. Vreau să te uiți în cameră, să-ți spui care e obiectivul sau așteptarea ta de la sezonul ăsta, atât al tău personal, dar și cât cu echipa per total. Vreau să dau cât mai multe goluri, să dau cât mai multe asisturi, să ajut echipa cât de mult pot și să luăm cât mai multe puncte meci de meci și să terminăm cât mai sus în clasament.